Bună ziua! Mulțumesc frumos că ați răspuns invitației noastre. Îmi permit să încep eu în calitate de organizator, cu toate că suntem în Consiliul Județean. Și țin să vă mulțumesc, să vă mulțumesc partenerilor noștri care face și a făcut posibil acest program competițional de anul acesta. Așa cum știți, programul se desfășoară de fapt cu 5 evenimente mari. Am început cu un eveniment ciclistic, Turul Colinelor, Raliul Moldovei. Iată că acum a venit rândul alte curse ciclistice importante, Drumul Eroilor, care vine cu un format care ne dorim noi să acopere atât componenta istorică a județului, o parte din ea, cât și să scoatem în evidență investițiile Consiliului Județean. O să vă povestesc despre detaliile tehnice, dar aș vrea să dăm cuvântul gazdelor noastre de astăzi, reprezentanții Consiliului Județean, domnul vicepreședinte. Vă mulțumesc frumos că ne găzduiți și spuneți-ne câteva cuvinte despre ce înseamnă evenimentul ăsta. Bună ziua tuturor! Da, e a doua etapă a Turului Colinelor, denumită sugestiv Drumul Eroilor. Pe lângă faptul că este sugestivă, din punctul meu de vedere, e și încărcată de emoții această etapă. Este bine de știut faptul că județul nostru a avut cele mai mari pierderi de vieți omenești în primul război mondial. Motiv pentru care cred că această titulatură a Drumului Eroilor este încă un omagiu bine meritat adus celor care s-au jertfit pe aceste meleaguri. Pe lângă pitorescul traseului, aș vrea să subliniez și investițiile din această zonă pe care Consiliul Județean le-a făcut. Evident, e vorba de infrastructură rutieră. Anul trecut, vă aduceți aminte, s-a terminat modernizarea drumului județean 123 de la Valea Uzului, investiție în valoare de aproape 14 milioane de lei, proiect derulat prin PNDL. Așa cum v-ați obișnuit, noi, Consiliul Județean, sprijinim evenimentele sportive, cu atât mai mult cu cât în situația de față ne aflăm pe harta internațională a ciclismului. Știți că participă concurenți din mai multe țări la această competiție. Evident, aici este și meritul organizatorilor care au ridicat anul acesta destul de mult ștacheta, motiv pentru care îi felicit pentru ceea ce au făcut. Cam atât am avut de... Vă mulțumesc. Nu aveam cum să ajungem la Târgu Ocna fără să fi invitat în cadrul conferinței pe domnul primar și aș dori să ne spună ce înseamnă pentru stațiunea Târgu Ocna, și nu mă refer la orașul Târgu Ocna, o astfel de competiție pe care noi o desfășurăm. Bună ziua tuturor! Un eveniment extraordinar la Târgu Ocna, această cursă ciclistică. Târgu Ocna are tradiții în organizarea evenimentelor și atunci când Consiliul Județean ne-a provocat la această competiție, am răspuns cu siguranță da, de prima dată, pentru că Târgu Ocna, prin motoul pe care îl promovează, frumusețe, credință, eroism, se încadrează în orașele stațiune care sunt bine ancorate pe harta României. Am gândit acest proiect în cadrul unor serii de manifestări de la Târgu Ocna în luna august, sub denumirea Weekend Festor 3, manifestări care au început acum duminică, prin deschiderea oficială a Centrului Cultural Ion Talianu. Avem sâmbătă această competiție și vor urma și altele, pentru că acum stațiunea este plină, nu găsim niciun loc de cazare și eu cred că acesta este un lucru extraordinar. Urez succes concurenților. Din punct de vedere al administrației locale, întreprindem tot ce ne este necesar. Am aprobat și în Consiliul Local finanțare și echipele tehnice își vor face datoria și cred că va fi o cursă ciclistică extraordinară, o cursă în care fiecare ciclist va descoperi, știu eu, pe frontispiciul unui obiectiv, când înaintașii noștri și-au făcut datoria. Da, mulțumesc frumos și nu puteam să facem această conferință de presă fără să-l avem pe portdrapelul ciclismului băcăuan, Bogdan Duca, multiplu campion național. Știu că nu va, din programul sportiv, lipsește cursa asta, însă cred că ne poate da o părere din punct de vedere tehnic al traseului,
Cum crezi că va fi văzut sau simțit de către sportivi aceste două zile de concurs? Sunt zone unde tu te-ai antrenat, știi foarte bine ce grad de dificultate au și cum crezi că va fi perceput cursa? Bună ziua! Orice eveniment din cadrul județului sau orașului mă bucură, mai ales un eveniment de ciclism. Bineînțeles, este a doilea eveniment de genul anul acesta pe care Adrian îl organizează și mă bucură foarte mult. Zona are foarte mult de oferit, mai ales zona Târgu Ocna, Dărmănești. Mă antrenez desigur, chiar dacă e departe, programul de antrenament a unui ciclist înseamnă multe ori în așa că nu am cum să nu ajung și în zonele acelea, de multe ori, chiar săptămânal uneori. Avem o infrastructură de drumuri, asta mă gândeam zilele astea la antrenament când chiar am fost prin zona aceea, avem o infrastructură de drumuri foarte bună față de ce văd prin țară, la cursele care particip și în drumurile pe care le fac spre concursuri, așa că eu zic că trebuie doar să profităm de ele și să organizăm cât mai multe curse pentru că avem unde. Profit de această ocazie și aș vrea să te întreb de la Turul Colinelor, unde, așa cum știți, a luat locul 2 sau a pierdut la Mustață locul 1, cel mai bine, asta e exprimarea. Care a fost evoluția până acum? Știu că mai ai câteva, laudă-te un pic, mai ai câteva victorii și ar fi normal să aflăm și noi. Trebuie să spui, să mă pregătesc, aduc. Da, anul acesta am avut un calendar competițional destul de aglomerat, încerc de la an să le mai, sau mai scurtez, dar se pare că având și cursele mai nou particip destul de des la curse de șosea, asta înseamnă că din nou programul meu competițional e destul de aglomerat. Și m-a bucurat foarte mult locul acela, locul 2 la cursa de la Bacău. Pot zic că am dat tot ce am putut în cursa aia, fiind o cursă acasă, toată lumea știe, cursele acasă au un... ai un sentiment aparte și parcă oboseala nu mai încape, nu o mai ai. Da, din păcate nu pot ajunge un weekendul acesta la cursă, trebuie să merg la campionatele naționale tot de șosea, care se desfășoară în capul de șosea. Desfășoară în capul celălalt al țării la Oradea. Dar, sincer, abia aștept cursa de pe 2 octombrie. Tot o cursă organizată de ADI, la care vreau să fac un rezultat cât mai bun. Mulțumesc! Așa să fie, te așteptăm în octombrie. Până atunci aș vrea să... Dăm și mie microfoanele, te rog. Să vă povestesc un pic programul și cel mai important este că am hotărât ca toți concurenții din județul Bacău să nu plătească niciun fel de taxă de înscriere, exact în dorința de a încuraja să înscrie cât mai mulți. Cursa va începe sâmbătă 21 august la ora 10:30 din Târgu Ocna, din centrul orașului Târgu Ocna. Descriem un circuit de 5,3 km, traversează parcul din Târgu Ocna, urcăm pe un segment de DN-ul, după care ne înțepăm pe drumul care urcă până la Mănăstirea Măgura. Particularitatea, așa cum v-ați obișnuit, la cursele care le organizez este să avem transmisiuni live și să fim cât mai vizibili. Facem o transmisie live cu 6 camere fixe, o dronă plus o cameră pe motocicletă. Este vizibilă pe Sport Extra. Sport Extra este canalul mai mic al Eurosportului în România. Am semnat un contract la începutul anului și toate cursele ciclistice s-au văzut acolo. Suntem singurii care facem lucrul ăsta în ciclismul românesc și reușim împreună cu sprijinul autorităților și cu, bineînțeles, cu bugetul necesar acestei organizări să facem lucrurile astea. Și așadar, sâmbătă ne vedem atât pe TV cât și pe pagina noastră de Facebook, dar mi-aș dori foarte mult să reușim să venim, să creăm o atmosferă frumoasă și să venim pe marginea probei, atât pe urcarea către Măgura, cât și, de ce nu, în parcul din Târgu Ocna, unde cu siguranță se poate genera o atmosferă festivă în jurul cursei.
Festivitatea de premiere va avea loc undeva în jurul orei 15 în centrul orașului Târgu Ocna, iar a doua zi vom lua startul la aceeași oră 10:30 de la Dărmănești. Vom merge până la coada lacului, ne vom întoarce înapoi și vom finaliza ziua cu festivitatea de premiere în orașul Dărmănești. Așadar, două zile de curse, suntem pe tabloul ciclismului din România cu lucruri inovative, cu alt gen de competiție ciclistică decât cea din primăvară și sperăm noi să avem o cursă lipsită de orice fel de probleme tehnice, de abandonuri sau de accidente și să dea Dumnezeu să ne vedem la final cu toți sportivii în regulă și sănătoși. Dacă mai aveți ceva de adăugat sau dacă să ne întrebați, cu mare drag vă răspundem. Câți participanți sunt și de unde? Așteptările noastre sunt să fie în jur de 150 de participanți. Avem câteva confirmări din Bulgaria, de aici a făcut referire și domnul vicepreședinte. În general, vin din toată țara. Genul ăsta, Bogdan știe, sunt genul de cățărători care vin numai la astfel de curse sau cei care se adaptează mai bine pentru cursele de șosea. Aici, practic, noi targetăm toți cățărătorii din România și încă un lucru foarte important. Evenimentul este un eveniment, este un sport dedicat sportului de masă. Așadar, oricine are o bicicletă acasă și își dorește să înscrie, este bine primit. Nu este un eveniment dedicat numai profesioniștilor. Practic, asta a fost și axa de finanțare pe care ne-am dus la începutul acestui proiect, să mergem pe sportul de masă și să devină cât mai popular. Unde va fi cazare sau în zonă de tehnică? În parcul din fața primăriei Târgu Ocna este zona de start și zona de secretariat și acolo se vor putea face înscrierile. Înscrierile se deschid vineri, avem două ore, un program de două ore, de la ora 18 la ora 20. A doua zi, pentru cei care nu ajung de vineri, deschidem de la ora 8 la 9 și jumătate, maxim 10 fără un sfert, astfel încât să putem face grilele de start pentru 10:30. Trebuie menționat că faptul că startul în genul ăsta de competiție se dă din 30 în 30 de secunde, deci nu se pleacă în pluton, este un contratimp, pleci și ajungi cel mai bun timp, câștigi în cadrul categoriei în care te înscrii. Așadar, la 30 din 30 de secunde va fi startul și de asta zic că va fi și interesant de văzut pe traseu, fiindcă vor fi sportivi care vor forța, vom vedea depășiri. E mai ușor de înțeles decât cum a fost în primăvară, unde au plecat 300 de sportivi odată și abia la final îți dai seama cine poate câștiga sau cine forțează sau nu. Domnule vicepreședinte, spuneți-mi, în afară de turul colegilor de ciclism și automobilism, Consiliul Județean mai susține financiar și alte sporturi sau alte manifestări culturale? Cred că ați observat că în ultima ședință de Consiliul Județean am aprobat o serie de proiecte care vizează acest domeniu sportiv. Acolo sunt niște finanțări pe care Consiliul Județean le-a alocat pentru diverse sporturi. Am încercat să prindem cât mai multe sporturi, ca să nu facem discriminare. Avem acolo fotbal, ciclism, atletism și așa mai departe. Da, deci Consiliul Județean, așa cum v-am obișnuit, sprijină atât activitățile culturale cât și cele sportive. Despre trasee, dificultate și cât parcurge un concurent cu aproximație. Din curiozitatea asta am avut-o și eu când am făcut traseul și dacă nu mă înșel, cred că chiar pe Bogdan l-am întrebat cât ar face un sportiv profesionist sau din zona, cât ar face el din centrul orașului Târgu Ocna până sus la Măgura. Da, acolo prima zi de care a făcut se din Târgu Ocna până la baza urcării, nu știu exact cât se face, dar știu că cel mai bun timp pe urcarea de la Monumentul Eroilor este undeva la 10 minute, așa că... Mai adăugăm încă 4-5 din centru. Mai adăugăm 4-5, dar cine știe ce avioane vor veni, ce sportivi bine pregătiți vor veni și cred că
prima zi, undeva la 15 minute, cred că vor fi timpii buni, toată proba. Iar a doua zi, știu că este contratimpul, are 40 sau 50? Da, 40. 40 de kilometri. La început este puțin mai greu, având o urcare, după care valonat pe tot malul lacului, de la Valea Uzului. E o probă destul de grea, chiar dacă e scurtă, are doar 40 de kilometri, fiind o probă individuală, contratimp. Degeaba dai totul la început dacă la final nu mai ai ce să dai. Așa că chiar sunt curios să urmăresc, chiar dacă nu sunt, având transmisia live, cum a spus și Adi, cred că o să urmăresc de aproape competiția. Tot ca element integrat în ceea ce vrem să oferim din punct de vedere mediatic este faptul că vom monta două ecrane mari, unul va fi în centrul orașului Târgu Ocna și celălalt ecran va fi sus în fața mănăstirii. Sus la mănăstire se va amenaja și studioul video, astfel încât ca toți concurenții care vor veni să reușim să putem face interviurile acolo și să reușim să-i capacităm să aibă răbdare să stea două ore până vine ultimul concurent, astfel încât când coboară după concurs să venim cu ei în bloc până în fața primăriei. Așadar, dacă vrei să stai la terasă la Michele, la Târgu Ocna, poți să urmărești cursa pe ecran. Da, eu zic că va fi interesant și va fi primit bine evenimentul ăsta și comunitatea se va bucura de el. Mulțumim frumos, vă așteptăm! Mulțumim!